Bună ziua, vă salută Tatiana. Acesta este aranjamentul pentru mileul care l-am realizat. Pentru acesta eu am folosit firul Bravo de culoare grena și firul Bravo de culoare verde. Dumneavoastră puteți face trandafirii în culoarea dorită de dumneavoastră. Voi porni mai întâi cu trandafirul mare. După acesta, apoi, veți reuși să lucrați și trandafirul mic. Bineînțeles, vă voi da indicațiile necesare. În cercul magic, noi vom porni cu două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Vom lua firul pe croșet și vom continua lucrând cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu. Vom face un total de 14 piciorușe duble. Realizate cele 14 piciorușe duble, vom închide cercul magic și vom închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat, însă în momentul când vom închide rândul, nu vom intra doar prin jumătatea piciorușului, ci vom prinde și cealaltă jumătate din partea din spate, deci prin întreg piciorușul. Ajunsă în acest punct, eu voi lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, mă voi deplasa către următorul picioruș și aici voi intra în modul în care să prind și cel de-al doilea fir care este în spate. Deci voi lucra în becloop, dar voi intra cu croșetul un pic mai în adânc și voi prinde cele două piciorușe. Astfel vom da stabilitate lucrării, pentru că pe această jumătate de picioruș noi vom realiza petalele trandafirului. Deci am lucrat primul picioruș dublu, îl voi lucra și pe al doilea, firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș în becloop în același mod, însă voi intra un pic mai în profunzime, voi prinde firul și voi face un picioruș dublu, în același mod cel de-al doilea picioruș dublu, deci acest rând va fi lucrat în totalitate din înmulțiri, în becloop, însă, așa cum vă spuneam, trebuie să intrați un pic în profunzime să prindeți aceste două fire. Apoi noi vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Uitați-vă cât de bine acum se cunoaște jumătatea fiecărui picioruș din cele lucrate până acum. Ajuns la capătul rândului, voi intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide în același mod, intrând un pic în profunzime, prinzând cele două piciorușe, voi închide cu fir alunecat, voi continua cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, mă voi deplasa în următorul picioruș în același mod, în becloop, și voi face o mulțire. De ce se lucrează în acest mod? V-am spus, pentru a da stabilitate acestei prime jumătăți de picioruș unde noi vom lucra petalele trandafirului. Dacă am luat firul în becloop în mod obișnuit, ia uitați-vă, se formează acest gol, ceea ce noi nu dorim. Deci vom continua, am lucrat un picioruș dublu, o mulțire, acum voi continua cu un picioruș dublu simplu, în următorul voi lucra din nou o mulțire, în felul acesta noi vom continua până la sfârșitul rândului. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând, am încheiat rândul cu o înmulțire, voi închide cu fir alunecat în același mod în care v-am arătat până acum. Uitați-vă cât de bine se disting jumătățile de piciorușe.
Voi continua cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În următorul picioruș voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face o înmulțire. Voi continua cu două piciorușe duble consecutive. Deci, 1 cel de-al doilea, iar în cel de-al treilea voi face o înmulțire. Deci pentru acest rând noi vom lucra două piciorușe duble singure urmate de o înmulțire și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Vom închide și acest rând în același mod cu fir alunecat. Voi continua cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, eu voi face câte un picioruș dublu. Vom lua firul în același mod. Deci vom avea nevoie să avem jumătățile de piciorușe în modul în care să putem lucra trandafirul nostru. Nu va fi nevoie de nicio mulțire, vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat și acest rând, voi scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde dedesubt. După ce ascundem capetele de fire, atât cel de la cercul magic cât și cel de pe margine, vom porni să realizăm petalele. Procedeul este foarte simplu. Practic, acum ne vom juca, voi intra chiar în corespondența primei jumătăți de picioruș aici. Și voi lucra două ochiuri de lanț, 1, 2, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, imediat voi face și pe cel de-al doilea, am capătul de fir acolo care s-a... Uitați-vă așa, deci am trei piciorușe duble în corespondența acestui picioruș. Mă voi deplasa în următorul, deci imediat următorul și voi face din nou un picioruș dublu, așa, un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondența aceeași jumătăți de picioruș și cel de-al treilea. Deci avem două grupe de câte trei piciorușe duble. Acum voi lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior voi face câte o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului voi avea 12 piciorușe duble. Acum avem 4, 6, 8, 10, 12 piciorușe duble. În acest moment noi vom număra de la primul picioruș unde am făcut primele 3 piciorușe duble. Voi număra 1, 2, 3, 4 și voi intra cu croșetul în cel de-al 5-lea și voi închide totul cu fir alunecat. Eu sper să se vadă ceea ce fac.
apoi voi face un ochi de lanț, după care voi intra din nou în corespondența primului picioruș și extrag firul, le voi închide, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș, voi extrage firul, îl voi închide, astfel voi forma acea parte de deasupra a petalei care pare un pic creață. Vom da o notă frumoasă. În corespondența fiecărui picioruș vom proceda în acest mod. Deci vom intra, vom trage firul și vom închide împreună. Ia uitați-vă, vom face în acest mod până în corespondența ultimului picioruș. Ajunse în corespondența ultimului picioruș, vom lua din nou lucru în mână și vom număra din nou. 1, 2, 3, 4, voi intra în corespondența celui de-al cincilea și voi închide din nou totul cu fir alunecat. Astfel am format prima petală din mijloc. Voi continua. 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu, după care mă deplasez în următoarea jumătate. Uitați-vă. Și aici voi repeta din nou cele trei piciorușe duble. Avem 2, iar acum cel de-al treilea. Voi face 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi întoarce lucrul, firul pe croșet și din nou voi lucra câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, astfel că la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. 6 până acum. 8. 10. Și ultimele 2 în corespondența ultimului picioruș. Sunt 12 piciorușe duble. În acest moment va trebui să fixăm și acest capăt al petalei. Pentru a nu sta să numărați, uitați-vă, avem aici 2 grupe de câte 3 piciorușe de la prima petală, prima și a doua. Noi vom intra cu croșetul după prima grupă care este înspre noi și vom face firul alunecat în felul acesta, după care ochiul de lanț și voi porni din nou cu finisarea. Deci am intrat prin corespondența piciorușului, am extras firul, le-am închis împreună. În felul acesta ne deplasăm din nou către celălalt capăt al petalei noastre. Și imediat vom ajunge și vă arăt modul în care vom închide mijlocul trandafirașului. Lucrăm încet cu atenție, vedeți că dacă veți realiza un trandafir, vă vor fi atât de dragi că veți realiza mai mulți, nu doar unul. În acest moment, deci am ajuns la capăt cu finisarea. Voi număra în acest moment și am 1, 2, 3, 4, voi intra în cel de-al cincilea picioruș și voi închide totul cu fir alunecat. Voi face 2 ochiuri de lanț, deci deja am încheiat mijlocul. Voi face 2 ochiuri de lanț și voi trece la rândul următor. Eu nu voi trece în linie dreaptă pentru că nu-mi place apoi cum se aranjează. Voi intra un pic cam la jumătatea primei petale, voi intra aici cu croșetul, voi extrage firul și voi lucra 2 ochiuri de lanț, după care voi continua cu următoarele 2 piciorușe duble. 1,
și 2. Firul pe croșet voi trece în următorul punct aici și voi lucra din nou cele 3 piciorușe duble. Să știți că eu uneori mă poticnesc pentru că am în față trepiedul cu camera și nu reușesc să văd foarte bine ceea ce fac. Lucrez mai mult pe de rost. În momentul în care am lucrat petalele, vom repeta ceea ce am lucrat aici deja și vom face singure până vom lucra cele 12 petale. Am spus 12 petale în loc de 12 piciorușe duble, cer scuze. Ajunse aici, în acest punct, din nou vom număra 1, 2, 3, 4 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al cincilea, voi închide cu fir alunecat și voi relua din nou ochiul de lanț, voi intra în primul picioruș, extrag firul, le închid împreună, deci voi relua tot ceea ce am lucrat deja în primul rând. Cred că din acest moment vă veți descurca modul în care se realizează trandafirul. Pentru cel de-al doilea rând avem un număr de, ia să vedem, una, două, trei petale. Aceste trei petale vom continua să le lucrăm singure. În corespondența celui de-al treilea rând ne vom reîntâlni. Deci vom lucra singure al doilea rând care va avea un număr de 3 petale. Am încheiat cel de-al doilea rând cu 3 petale. Acum voi face 2 ochiuri de lanț și vor trece pe rândul numărul 3. Vă veți orienta și dumneavoastră modul în care sunt petalele și veți intra în punctul în care considerați că este cel mai corect. Iar aici voi repeta din nou. 1, 2, 3 piciorușe duble. Voi trece în următorul punct și voi face 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. După care voi trece în următorul și voi lucra din nou 3 piciorușe duble. Deci acum avem un total de 9 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Vom proceda în același mod, vom face 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, vom întoarce lucru și de data aceasta vom avea pe rândul numărul 2 un total de 18 piciorușe duble. Acestea le vom lucra singure. Le vom lucra singure. Eu deja am pus aici greșit. Am lucrat cele 18 piciorușe duble de rândul numărul 2. În acest moment voi începe să număr. 1, stați așa să le văd bine, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri. De data aceasta vom intra în ochiul cu numărul 6 și vom închide cu fir alunecat. Vom face piciorușul scurt și vom proceda la finisarea acestei petale în modul în care deja ați observat. Vom continua singure și ne vom reîntâlni. Așa. Am finisat și această petală. Acum vom închide exact în același mod. Deci vom număra 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de bază. Vom intra în numărul 6 și vom închide totul cu fir alunecat. Voi lua în felul acesta. După care vom continua acest rând lucrând petale formate la bază de 9 piciorușe duble și vom face pe parcursul rândului un total de 1, 2, 3, 4, cred că 5 petale.
Vom lucra singure, iar când va fi pentru ultima petală, ne vom reîntâlni. Eu am închis cea de-a patra petală. Acum în acest spațiu care mi-a rămas, voi face pe cea de-a cincea. Deci, după cum puteți observa, prima serie de trei piciorușe duble deja le-am realizat și avem loc pentru celelalte două serii. Le vom lucra singure. Singure vom lucra și cele 18 piciorușe duble din cel de-al doilea rând, după care mă voi întoarce și vom vedea cum le vom închide, cum vom închide aceste petale. Am lucrat și cele 18 piciorușe duble. Acum voi merge la o prima petală realizată și voi intra nu în primul grup de 3, voi intra în grupul din mijloc. Așa, voi intra, voi prinde și voi trage fir alunecat, după care voi face din nou, așa cum ați văzut, piciorușele scurte, vom finisa petala. Vom finisa această petală încet, încet. În caz că veți avea nelămuriri pe măsură ce veți lucra, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar eu vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Voi veni cu indicațiile necesare în cazul în care dumneavoastră nu ați înțeles ceva. Pentru că oricum, pentru o doamnă începătoare este un pic dificil până când veți face primul trandafir. După aceea veți vedea, vă va plăcea foarte mult. Deci am închis și aceasta. Această petală o vom închide în corespondența primei petale. Vom vedea bine aici unde am unit petala lucrului. Puteți să vedeți, aici sunt piciorușele duble, aici am unit în cel de-al șaselea picioruș. Deci aici noi vom închide și această petală cu fir alunecat. După care voi face din nou două ochiuri de lanț și voi trece la rândul următor. Acest rând va fi format din petale care au două grupe de câte 3 piciorușe duble, deci doar două grupe, doar pe rândul numărul 3 am făcut grupele mai mari. Și de jur împrejur vom face petalele așa cum ați văzut până acum. Deci două grupe de câte 3 petale, de câte 3 piciorușe duble pentru ultimul rând. Pentru a uni aceste petale vom proceda exact cum am procedat în primul și al doilea rând. Deci vom număra 1, 2, 3, 4 și vom intra în ochiul cu numărul 5 și vom închide cu fir alunecat, după care știți procedura. Ați văzut, vom face finisarea petalei și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Pe ultimul rând eu am făcut 7 petale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petale. Acum această ultimă petală o vom închide în corespondența spațiului unde am unit prima petală cu baza lucrului. Vom închide cu fir alunecat, așa cum am închis întotdeauna. Vom tăia firul și vom închide lucrarea. Capetele de fire le vom ascunde dedesubt.
după ce vom ascunde capetele de fire, apoi, bineînțeles, vom lucra frunzele pentru a o aranja, să-i dăm un aspect cât mai plăcut. Vom întoarce un pic petalele în modul acesta, pe toate. Și uitați-vă cât de frumos se prezintă. Deci acesta este trandafirul mare. După cum vedeți, eu am lucrat și frunzele, apoi voi ajunge și la trandafirul mic. Pentru frunze cu firul Bravo voi pune 15 ochiuri de lanț plus 1, deci vor fi 16 în total, 2, 3, 4, 5 și vom continua. Lucrate cele 16 ochiuri de lanț, mă voi întoarce în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț și voi merge în jos cu piciorușe scurte, avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și am ajuns la capătul rândului. În ochiul de lanț cu numărul 15 vom face 3 piciorușe scurte. Unul l-am realizat deja, cel de-al doilea și cel de-al treilea. Și mă voi întoarce cu piciorușe scurte în sus. Voi număra de aici 1, 2 ochiuri de lanț. Așa, de acum, deci voi face piciorușe scurte, mă voi întoarce în sus, voi prinde și capătul de fir pe dedesubt, în felul acesta, și vom merge în continuare cu piciorușe scurte. Este ușor de realizat frunza. Am realizat fiecare frunză separat, după care le-am cusut între ele. Deci voi continua. Eu nu le număr acum. V-am explicat trebuie să ne rămână sus 2 ochiuri de lanț. În felul acesta vă orientați și dumneavoastră mai ușor. Așa, după cum vedeți, mai am 1 și cel de-al doilea. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și voi intra din corespondența, aici avem primul, din cel de-al doilea picioruș scurt, în back loop vom lucra piciorușe scurte până când voi ajunge în corespondența piciorușului de mijloc din cele 3 realizate la codița frunzei noastre, pentru că acolo va fi codița. Deci vom lucra piciorușe scurte luând doar cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș din rândul anterior. În felul acesta, hai să mergem până jos. Va fi mai ușor așa, luându-vă ca anumite puncte de reper pentru frunză, fără să mai stați să numărați. Uitați-vă, am ajuns în corespondența celor 3 piciorușe, voi face primul, în corespondența celui de-al doilea voi face din nou 3 piciorușe scurte, deci în mijloc, dintre cele 3, primul va fi lucrat în mod normal, în cel de-al doilea vom face mulțirile și vom continua cu piciorușe scurte lucrate în back loop până când vom ajunge în corespondența înălțimii
unde am întors lucrul deja. Deci vom lucra singure, luați punct de reper, două ochiuri de aici, de sus. Și vom lucra singure. După cum puteți vedea, mi-au rămas aici două ochiuri nelucrate, voi face ochiul de lanț, voi întoarce lucru și voi lucra din nou, începând cu cel de-al doilea picioruș. Voi lucra din nou piciorușe scurte în bec lup până voi ajunge din nou în corespondența înmulțirii pe care am realizat-o. Am ajuns în corespondența înmulțirii. Primul picioruș îl vom lucra ca și până acum în bec lup în corespondența celui de-al doilea picioruș. Voi face din nou înmulțirea de 3. După care voi continua din nou să lucrez în bec lup, piciorușe scurte, până când voi ajunge din nou sus și îmi vor rămâne două piciorușe nelucrate. Continuăm singure. Așa cum vă spuneam, mi-au rămas două piciorușe nelucrate, voi face ochiul de lanț, voi întoarce lucru și voi lucra din nou în bec lup până în corespondența înmulțirii. Și facem piciorușe scurte. În corespondența înmulțirii ne vom reîntâlni. Am ajuns în corespondența înmulțirii, voi lucra ca și până acum, primul picioruș. În corespondența celui de-al doilea picioruș voi face înmulțirea de 3 și voi continua cu piciorușe scurte în bec lup până când și de această parte ne vor rămâne două piciorușe nelucrate. Mi-au rămas două piciorușe nelucrate, voi face ochiul de lanț, mă voi întoarce cu piciorușe scurte în bec lup din nou până în corespondența înmulțirii. Acolo noi vom închide frunza și vom face altele, bineînțeles. Fiecare va lucra numărul de frunze indicat. Deci mergem în continuare cu piciorușe scurte în bec lup. De multe ori trebuie să insist pe anumite porțiuni ale lucrărilor pentru că aș dori să învățați și dumneavoastră modul în care se fac anumite lucrări. După cum vedeți, am ajuns în corespondența mulțirii de 3, am lucrat deja primul picioruș, în cel de-al doilea voi intra cu croșetul, voi trage firul, voi scurta și am încheiat frunza. Ca să nu se vadă urât acest colțișor de aici, ați văzut, eu am tras firul, după care capătul de fir îl voi ascunde în spate, fie cu acul, fie cu croșetul, cum vă este mai ușor dumneavoastră, și prima frunză este deja realizată. Eu pentru frunza mare, uitați-vă cum se prezintă, pentru trandafirul mare, scuzați, am cusut între ele 5 frunze, deci le-am unit între ele cu acul. Acum voi trece să vă arăt modul în care am lucrat trandafirul mic. Pentru trandafirul mic, așa cum spuneam, am plecat cu cele 14 piciorușe duble, pe rândul 2 le-am înmulțit, iar pe următorul rând am făcut un picioruș dublu, o mulțire, un picioruș dublu, o mulțire. În felul acesta, apoi pe mijloc, am început trandafirul în modul în care deja ați văzut. Aici vom face cele două petale de început. Le vom lucra singure. Știți modul în care se lucrează, am explicat. Iar apoi voi explica și rândul 2. După ce am făcut petalele din mijloc, vom face al doilea rând de petale. Vom face în total 4 petale pentru trandafirul mic. Cred că
Nu trebuie să mai explic pas cu pas, deja ați văzut la primul trandafir modul în care am lucrat și vom lucra singure cele patru petale. Am început prima și vom continua singure. Am terminat trandafirul mic, i-am făcut cele patru petale. Acum pentru trandafir, așa cum ați văzut, am aplicat două frunzulițe care le-am pus în felul acesta una peste alta și le-am cusut, după care am atașat și trandafirul nostru. Nu urmează de altceva decât să, deci frunzele le cos între ele. Nu urmează altceva de făcut decât să coasem și frunzele, cele 5 frunze, le unim și să întregim decorul pentru partea a doua a mileului nostru. După ce le-am cusut, voi coase și trandafirul, îl voi puncta în felul acesta. La fel vom proceda și cu celelalte frunze. După ce le vom uni între ele, vom coase trandafirul. Vom da câteva puncte. Și apoi nu ne va rămâne decât să le aplicăm pe mileu. Deci în felul acesta vom întoarce frunzulițele astfel și vom realiza aranjamentul. Eu am cusut deja 4 frunze, acum voi coase pe cea de-a cincea, o voi puncta mai întâi pe partea din față, doar un singur punct, în modul în care să fim sigure cum le unim. După ce am dat acest punct, vom întoarce totul și vom coase pe dos. Nu coasem frunzele pe față pentru că se va vedea urât. Deci vom întoarce în felul acesta și vom începe să coasem frunzele între ele. Nu foarte mult, deci nu pe o înălțime foarte mare. În felul acesta cu atenție, astfel dacă coasem pe dos, fața va fi foarte, foarte frumoasă. Voi mai face o singură cusătură, după care voi încheia. În felul acesta apoi vom tot pe dos vom coase și trandafirul. Îl vom coase singure. Pașii cei mai importanți care au fost de făcut, eu vi-am prezentat deja. Mă voi întoarce cu imaginea finală. După ce am cusut și aici, voi scurta firul. Așa se prezintă mileul nostru. Am ridicat trepiedul foarte sus, să puteți vedea. Eu sper să vă placă, am muncit foarte mult la el, mai ales în explicațiile pentru dumneavoastră, să puteți reuși și dumneavoastră să realizați acest frumos mileu care a fost cerut de multe doamne. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, dintotdeauna vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!